Deci, bună seara, dragii mei! Bine ați venit la un nou live găzduit de Cato, în compania doamnei Genoveva Tomescu și a domnului dr. Costin Militaru. Bine ați venit, bine ne revedem la al treilea live, dragii mei! Bună seara! Bună seara! Deci, noi am convenit să ne tutuim într-o atmosferă prietenească și amicală în aceste live-uri. Da? Deci ne și simțim... în afara lor? Da? Ca între prieteni, într-o atmosferă caldă și amicală, da, care sper să această atmosferă să se transmită, da, și celor care vizionează aceste materiale video. Și să depășească, da? Și granițele țării. Ale țării, numai ale țării. Nu ne limităm. Da? Deci mă bucur că ne reîntâlnim în acest format la al treilea live și vă mulțumesc pentru participare, Geno și Costin. Este un live organizat pe grupul Facebook, grupul de vindecare spirituală prin puterea minții, da, ca eveniment Facebook, grup fondat de mine și administrat împreună cu doamna Genoveva Tomescu, pe lângă alte peste 10 grupuri Facebook, da, pe care le administrăm împreună. Ieșirea în live este azi prin YouTube Live, nu prin Facebook Live, cum am făcut ultimele două live-uri, însă vedem și diferența de calitate. Știu că aici și Full HD și alte lucruri și anumite probleme care pe Facebook, Facebook-ul tot lucrează acum la setări. Așa, pentru cine nu îl cunoaște încă, pe domnul dr. Costin Militaru, o foarte scurtă prezentare. Da, medic de medicină generală, specialist în terapie de creștere a imunității, a absolvit Institutul de Cannabis Medicinal în America, specializându-se în terapii bazate pe cannabis medicinal. Este directorul medical al clinicii Eden Medical și doctorand al Academiei de Științe Medicale. Da, deci în seria noastră de live-uri despre plante, efecte fitoterapeutice. Și asta vom discuta astăzi, da, cu Costin și Geno, despre psilocibină și efectele sale medicale în special, dar nu numai. Da? Și dau cuvântul lui Costin, având prima întrebare din parte. Geno, nu te aud? Da, nu înainte de a pune întrebarea aceea importantă. De ce este important de discutat acest subiect? Bine, deci începem cu întrebarea lui Geno. Păi știi că eu nu-mi dau seama dacă Geno se mișcă sau nu, pentru că e o imagine foarte statică acolo. Îți fac cu mâna. Nu. Eu văd că se mișcă, da. La mine nu se vede treaba asta. Da? E doar o imagine, sper să fie doar la mine treaba asta. Dar răspund la întrebare. De ce psilocibina astăzi, că e, să nu zic la modă, nu-mi place cuvântul ăsta, dar în terapiile alternative / complementare, psilocibina deja a început să prindă așa un... Nu mai e cu personalul, e cu un accelerat de ăsta interstatal, ca să zic așa. Adică au început foarte multe țări să studieze efectele medicale ale psilocibinei în anumite tulburări, mai ales care țin de partea psihică. Și e foarte interesant, mie îmi place ca idee psilocibina pentru că experiența mea de profesională, să zic așa, s-a intersectat cu consumul de psilocibine. Eu lucrând foarte mulți ani cu utilizatorii de droguri din, să zicem, din București. Să zicem din București pentru că am mai avut așa ușoare legături și cu alte orașe pe partea de consum de droguri, dar peste 90% din activitate mi-am petrecut în București în ceea ce privește reducerea riscului asociate consumului de droguri. Și psilocibina, și nu doar psilocibina, toate psihedelicele, că asta e psilocibina, un psihedelic, sunt niște substanțe extrem de interesante. Și când spun interesant, nu o spun așa doar de complezență, ci chiar are greutate cuvântul interesant când îl folosesc. Pentru că dacă știm cum să folosim aceste substanțe, ele pot face foarte, foarte multe schimbări
extrem de, de utile în creierul nostru. N-aș vrea ca cineva să înțeleagă greșit ceea ce povestesc despre psilocibine astăzi și să creadă că facem vreo instigare la consum de psihedelice. Departe de mine de gândul ăsta și o să-l tot repet de-a lungul live-ului să, pentru că vreau să plecăm de aici cu niște informații, plecând de la ideea că în momentul în care se întâmplă să consumăm psihedelice, să știm ce avem de făcut sau să știm ce n-avem de făcut, mai ales în situații de genul ăsta. De asta îmi place să vorbesc despre psilocibina, că este după cannabis. Cannabis e, să zic așa, substanța de care m-am îndrăgostit foarte mulți ani în urmă. Psilocibina îi ține trena, să zic așa, și nu doar psilocibina, sunt câteva psihedelice care fac treburile astea, dar ea e pe primul loc în lista substanțelor care modifică un pic diferit de cannabis creierul. Sper că ți-am răspuns, Geno, la întrebarea de ce am vrut să vorbim despre psilocibina în live-ul ăsta. Mulțumesc! Tot nu te văd. Nu-i nimic. Deci da. Eu sunt doar o imagine, o poză, da? Da. Decât? Destinul. Ăsta mi-e destinul. Da. În live se vede. În live se vede. Am verificat și pe YouTube. Da, e ok. Deci probabil la tine s-a blocat cumva imaginea, aici ceva de genul. E posibil că am încercat să fac niște nebuneli pe telefonul ăsta și nu mi-a mai... Nu mi-a... Da, nu mai umbla la setări, lasă așa. Le las așa că nu are sens să facem lucrurile astea. Ok, ca un pic de câteva cuvinte despre istoricul folosirii psilocibinei, hai să zicem, deci cum au fost folosite, să zic, aceste, așa zis, ciuperci halucinogene până acum, numai în mod recreațional au fost folosite și, nu știu, știm că de șamani, de ăstea sunt folosite din timpul străvechi aceste ciuperci, dar... Se pare că prima atestare a utilizării psilocibinei în ritualuri religioase are pe puțin 6.000 de ani. Deci, pe vremea când omul trăia la nivel de peșteră, s-au găsit niște desene în care era sugerată utilizarea psilocibinei în ritualuri religioase. Deci eu plantă care are vechime și are tradiție, mai ales în partea asta de conectare la nivel spiritual și inițieri spirituale. Pentru că ea lucrează foarte mult în ceea ce înseamnă reglarea sau cumva interacțiunea cu serotonina și cu celelalte endorfine pe care creierul le secretă și afectează foarte mult starea psihică, mood-ul, nu știu, nu vine în limba română cuvântul acum, iertați-mi, dar iar dacă se uită mama și mă vede și află că am uitat cuvântul în limba română, iar se supără pe mine, dar influențează foarte mult partea asta de stare psihică, percepție senzorială, somn, apetit, se poate duce chiar și în niște acțiuni fizice prin modificarea temperaturii corpului și de ce nu în multe situații, dacă nu știm să dozăm corect psilocibina, să avem pierderi de control asupra corpului, asupra musculaturii, asupra comportamentului sexual. E important ca să înțelegem ce face psilocibina în creier. Da.
Dar vorbim aici despre ce vorbim de fapt? Despre o anumită specie de ciuperci sau o clasă sau cum? Da, e psilocibina, este mai denumită și magic mushroom, ciuperca magică. Sunt mai multe tipuri de ciuperci care conțin psilocibină, deci practic psilocibina e substanța activă care se găsește în anumite tipuri de ciuperci pe care noi le știm ca ciuperci otrăvitoare. Practic, n-aș ști să vă zic asta de numirile lor științifice. Apropo de ciuperci otrăvitoare, cazurile despre care s-au auzit că au consumat, n-au murit, dar aveau delir și alte chestii. Ar putea să aibă vreo legătură cu... Categoric. Diferența dintre... Ce se întâmplă? O ciupercă devine otrăvitoare, în adevăratul sens al cuvântului, când luăm o cantitate mult mai mare decât organismul o poate tolera. În cantitățile pe care organismul le poate tolera, ea este doar o ciupercă psihedelică și atât. Adică îți afectează anumite percepții, iarăși în funcție și de cantitatea pe care o ingeri și de modul de ingerare, dar cu cât cantitatea e mai mare, cu atât riscul de a deveni o ciupercă otrăvitoare crește. Da? Dar luate în doze controlate sau în doze mici, ele sunt doar considerate ciuperci care modifică percepția asupra realității. Deci n-aș ajung la nivelul de a deveni otrăvitoare sau de a pune viața în pericol printr-o intoxicare acută. Există vreun stat unde este folosită în tratament? În mod legal, bineînțeles. Da, au început în momentul de față, de exemplu, Canada, există niște companii care fac tratamente cu psilocibină, fac tratamente în stresul post-traumatic, fac tratamente în depresie, în anxietate, în alte tulburări de comportament, cum ar fi autismul, ADHD-ul, cu rezultate extraordinare. Partea proastă, să zic așa, este că procesul de extracție a psilocibinei este un proces, de fapt, procesul de obținere a psilocibinei e un proces costisitor, e destul de complicat să crești psilocibină calitativă din punct de vedere farmacologic. Ea necesită anumite condiții de temperatură și umiditate. Și iarăși extracția psilocibinei din ciuperci nu e un lucru simplu, nu punem la fier pe aragaz și gata, de mâine avem un psilocibină și este un tratament care e destul de scump, adică vorbim de câteva mii de euro gramul de psilocibină medicală în comparativ cu ce se întâmplă la nivel de cannabis, de exemplu, care prețurile sunt mult mai mici. La treaba asta, dar rezultatele sunt extraordinar de bune, pentru că, iarăși mă întorc, interacționează foarte mult cu secreția neurotransmisătorilor. Dacă știm cum să introducem psilocibina în terapie, rezultatele sunt extraordinare. Nu recomand nimănui să își ia o mână de ciuperci și să le ingere acasă, pentru că nu va fi niciodată toate psihedelice, toate, să vorbim de LSD, să vorbim de ciuperci, să vorbim de Salvia Divinorum, să vorbim de, nu știu, de peiote, de ayahuasca, nu, orice psihedelic trebuie luat supervizat. Dacă cineva se uită la noi și va fi pus în situația în care se va întâlni cu un psihedelic, să se asigure că rămâne din grupul respectiv măcar o persoană care nu ia nimic, ca să poată să intervină în situația în care apare un derapaj, să zic așa. Pentru că la ciuperci derapajul poate fi mare, adică putem să depășim acea perturbare a realității și practic să facem pasul către o realitate paralelă. Și au fost situații în care sub
fost psihedelic, oamenii s-au crezut păsări și au sărit de la etajul 10 zburând. N-a fost un consum fericit, să zic așa, pentru ei, dar de asta e important să înțelegem că odată doza este obligatoriu să fie controlată și doi la mână tot timpul va trebui să existe cineva care să rămână centrat în realitatea asta obișnuită ca să poată interveni în situația în care se întâmplă ceva rău. Întorcându-ne la partea medicală, nu trebuie să înțeleagă nimeni că acum dacă începem un tratament cu psihedelice, o să vedem ponei și calveri pe pereți, dragon sau mai știu eu ce ilene pot în zene. Tratamentele cu substanțe psihedelice se face în microdosing, adică în doze de cel puțin 10-15 ori mai mici decât o doză care poate deveni halucinogenă, iar dozele astea în cantități mici nu fac decât să deschidă sau să închidă anumiți centri de la nivel cerebral care sunt responsabili de anumite tulburări pe care noi le avem. Deci, în partea medicală, practic, dozele terapeutice sunt câteodată chiar de 100 de ori mai mici decât doza care devine halucinogenă. Aici nu ai niciun fel. Sunt două tipuri de intervenție. E această intervenție cu microdosing, care se face supervizat și e un fel de terapie comportamentală supervizată cu psihedelice, pentru că contează foarte mult interacțiunea cu, hai să-mi zic, saman, cu terapeutul, pentru că sunt, de exemplu, în Israel, e clinică care face treaba asta cu medici. Sunt medici care fac tratamente cu psilocibină. Pur și simplu este o conectare la nivel, iarăși, poate, sper să nu se supere cineva pentru cuvânt, e o conectare la nivel spiritual cu terapeutul și reușesc să deblocheze anumite zone ale creierului care sunt răspunzătoare de patologia respectivă. Deci asta e o variantă cu microdosing-ul sau sunt doze în care se fac cure la perioadă de timp cu doze mari, adică cu doze un pic peste doza halucinogenă, adică doze care te duc pur și simplu au rolul să blocheze complet ceea ce numim autocontrol, astfel încât să îți poți exprima toate stările pe care le ai blocate în subconștient, indiferent că e furie, că e dragoste, că e, nu știu, frustrare. Psihedelice reușesc să elibereze aceste stări și să îți permită ție ca și om să îți regăsești echilibru intern și să poți să-ți manageriezi stările viitoare mult mai corect decât le făceai până atunci. Cam astea ar fi cele două tipuri de intervenții la psihedelice, dacă vorbim din punct de vedere al intervenției medicale. Dar apropo de asta cu doză mare, dacă unul are o furie latentă, oarecum controlată, că i-ar veni să o moare, dacă e într-o ședință de genul ăsta și țâșnește pe ușă, se poate întâmpla să se ducă să o moare pe cineva? La ce mod se produce modificarea? În afară? Sau e vorba de trăirea acelui sentiment de ură profund cu... Nu, el poate să se dezlănțuie fix, așa cum ai zis, iar să-mi ierte lumea cuvântul, poate să dezlănțuie animalic, dar din fericire e o dezlănțuire pe care își o varsă tot pe el, pentru că de cele mai multe ori, ca să nu zic de fiecare dată, de cele mai multe ori lucrurile astea se întâmplă în acele safety room, se cheamă, în care ești singur și poți să te dai cu capul de tot pereții că nu poți să-i vin. Da? Adică nu există riscul să pui în pericol pe cineva,
Lucrurile astea se fac, de asta zic, e important să le facem, să le facem de capul nostru, că atunci, într-adevăr, există orice risc, de că poate întâmpla orice, dar în momentul în care le facem controlat, le facem cu specialiști, mediul în care se întâmplă lucrurile astea este foarte securizat și nu, nimeni nu va fi pus vreodată în pericol, pentru că există aceste măsuri de siguranță. Pur și simplu sunt camerele alea securizate cu pereții tapetat cu bureți și tu poți să stai, să urli, să faci ce vrei în alea ore întregi, da? În momentul în care ai o perioadă de liniște, de relaxare, terapeutul intervine și încearcă să te mai zgândere un pic, zgândere între ghilimele, da? Ca să poți să eliberezi toate lucrurile astea. Deci asta se poate întâmpla o dată sau se poate întâmpla de 50 de ori. Iarăși, depinde de câtă frustrare, câtă furie, cât am acumulat în noi și cât de ușor reușim să dăm drumul la lucrurile pe care le avem păstrate în subconștientul nostru. Dar rezultatele, am avut, de exemplu, am avut o experiență cu un pacient cu schizofrenie care a reușit după două cure de la fel supervizate, a reușit să își controleze pe termen, pot să zic, chiar nedefinit patologia fără niciun fel de altă medicație în spate. Adică a pierdut acea relație cu vocile pe care le auzea și a putut să-și ducă o viață de om normal, fără niciun fel de problemă, făcând această, cumva, practic, s-a detașat sub psihedelic, s-a detașat de centru care era responsabil de dublarea pe care o avea în schizofrenie. Lucru care, pentru mine, ca terapeut, a fost o chestie extrem de interesantă. Doar citisem de chestia asta, nu văzusem în live, te marchează și te fascinează în același timp. Să vezi cum practic un nimic, dacă vreți, da? Două codițe dintr-o ciupercă e un nimic. Da? Reușește să facă ordine în 20-25 de ani de trăiri haotice. De asta îmi place să vorbesc de psilocibină, pentru că ea, nu doar, v-am zis, mai sunt, poate ascultătorii noștri au auzit de ayahuasca, de retreat-urile care se fac cu ayahuasca. Ayahuasca nu are atâtea proprietăți terapeutice pe care le are psilocibina, dar e bună în, foarte bună în partea asta de cumva de relaționare. Să-ți deschidă cumva, să te poată face să specializezi mult mai ok, să nu mai ai, să zicem așa, fobie de relaționare cu persoane care nu sunt apropiate. Face chestia asta, nu are niște proprietăți terapeutice pe care le are psilocibina, dar pe partea asta de control și de relaționare poate fi un o soluție. Da? Și zic de asta pentru că a fost o modă, acum vreo 2-3 ani erau niște retreat-uri. E o chestie foarte ciudată, psilocibina e sub control, este o substanță care se găsește sub control, dar o substanță care are implicații în medicină, adică în tabelul drogurilor se găsește în partea unde e o substanță cu implicații psicoactive, dar care are implicații în medicină, pe când aia ayahuasca nu e interzisă, ea ca produs. Ce e interzis în ayahuasca este substanța activă din ayahuasca, adică DMT-ul, care este, el e produsul interzis, să zic așa, și pentru că ayahuasca nu e ilegală, s-au putut face aceste retreat-uri
așa se cheamă, în care la sfârșit de săptămână te strângi un grup de 10-12 oameni și sub îndrumarea unui cunoscător se fac niște ședințe de inițiere în consum și acolo se întâmplă chestii. Da? Adică reușești să defulezi răul pe care l-ai acumulat de-a lungul vieții. De-aia fac ca cred că au auzit ascultătorii noștri fără doar și poate niște frunze care se amestecă cu soluție să se face practic un fel de lapte care se pierde și ăla la rândul lui se consumă. Frunzele ca atare, dacă consumate, nu pot să producă nimic. Da? Deci trebuie să existe un proces termic astfel încât să poți să extragi DMT-ul din frunza respectivă. Da, am înțeles că procesul este necesar și pentru a nu fi degradată în stomac și intestine substanța, da, că nu mai ajunge la nivel cerebral. Da, păi asta e. Deci la ayahuasca, dacă mănânci frunzele așa ca atare, ele sunt degradate de sucul gastric. Precând dacă le fierb în combinație cu alte, mai sunt niște substanțe pe acolo care se adaugă, practic primesc o protecție gastrică și reușesc să nu fie degradate în sucul gastric și să intre în circulația hepatică și să rezolve, să ajungă la creier. Că, de exemplu, la ciuperci, nu psilocibina este responsabilă de starea pe care o avem noi, ci psilocina, care este produsul de degradarea psilocibinei în ficat. Da. Deci, psilocibina ca atare, dacă ar fi injectată, da, sau dacă am ține o ciupercă sub limbă, nu am avea aceleași rezultate ca și cum le-am avea dacă înghițim ciuperca respectivă. Da? Pentru că în momentul în care înghițim ciuperca, ducem psilocibina în circulația hepatică și acolo ficatul o degradează psilocina. Dacă ținem ciuperca sub limbă, absorbția psilocibinei va fi în sângele post-hepatic, ea nu mai ajunge în ficat și nu mai avem reacție respectivă. Adică dacă ținem o ciupercă otrăvitoare în gură, nu o să avem reacții halucinogene, decât dacă e o cantitate foarte mare și din cauza salivei pe care o înghițim ajunge psilocibina în stomac. Da? Dar așa, dacă ar fi o legătură directă între absorpția bucală și psilocibina, n-am avea proprietățile astea psihedelice. Lucru care nu se întâmplă, de exemplu, la LSD, care obligatoriu să-l ții sub limbă, pentru că dacă ajunge ficat și degradat, nu mai are proprietăți. Da? Adică, deci degeaba se și fumează ciuperca, că nu are niciun efect, da? Să știi că asta este, da? Deci ciuperca fumată, ea se duce în circulația post-hepatică, poate să dea niște efecte, pentru că, până la urmă, toate lucrurile pe care le băgăm în organism ajung să influențeze într-un fel sau altul creierul, dar nu efectele astea cunoscute sau certificate, să le zic așa, pe care le dă psilocibina ingerată. Și da. Atunci, în medicamente, am văzut că există medicamente la căutare de psilocibina, apar tot felul de soluții, medicamente și nu știu ce. Ele folosesc atunci psilocina sau psilocibina în soluțiile acelea? Sunt și substanțe care au psilocibina, sunt și situații în care este de direct psilocina băgată. Da? Iarăși, depinde de modul de administrare. Dacă vorbim de o substanță pe care o injectăm, trebuie să fie psilocina. Pentru că, iarăși, ne ducem în situația în care deja am trecut de circulația hepatică. Dacă vorbim de pastilute pe care le ingerăm, poate fi psilocibina, pentru că nu avem niciun fel de problemă. Ce e interesant la ciupercile astea, că organismul dezvoltă o toleranță foarte mare asupra lor. Dacă
dau un exemplu simplu acum, dacă luăm o săptămână în fiecare zi câte două codițe de psilocibină, în a 10-a zi nu o să mai avem niciun efect de la codița respectivă. Pentru că organismul se obișnuiește cu substanța și nu mai. Aici trebuie să creștem doza treptat ca să reușim să mai avem efectele scontate. Asta vorbim strict de partea psihedelică. Dacă vorbim de intervenția medicală, acolo lucrurile sunt un pic diferite. Pentru că, iarăși, dozele sunt în funcție de nevoia pe care organismul are. Din fericire, intervenția cu psilocibină nu e intervenție de lungă durată, ea reușește să facă reglările repejor. De fapt, cum îmi place mie să zic, dereglările, pentru că ea teoretic face niște dereglări pe acolo, pentru că dereglează o dereglare, practic face prin asta face o reglare a funcționării creierului, dar nu sunt, adică intervenția cu psilocibină nu e intervenție de lungă durată. Sunt cure scurte, nu știu, 10 zile maxim, 2 săptămâni în care facem terapie cu așa ceva și lucrurile se schimbă. Din păcate, nu e foarte la modă, mai are o mare avantaj și anul de dependență, adică n-am întâlnit persoane care să fie dependente de psilocibină. În general, psihedelicele nu dau dependență, dar poate să apară cumva dacă e consum prelungit, adică vorbim de consum ani de zile, poate să apară cumva nevoia asta de a consuma din dorința de a avea niște trăiri. Dar nu e o dependență în adevăratul sens al cuvântului. Efectele, că n-am vorbit de treaba asta, efectele apar relativ greu după ingerare. Adică nu trebuie să ne așteptăm că am luat supercuția și gata, într-o jumătate de oră vedem dragonii. Efectele apar undeva după 3-4 ore de la administrare, pentru că a zis o ingerăm, stomacul o digeră, o trimitem ficat, ficatul la rândul lui o descompune în psilocină și de-abia de acolo psilocina se duce și joacă cu endorfinele noastre. Da? Deci undeva efectele apar după 2-3 ore și poate să țină câteva ore bune. Adică au avut situații în care la doze, o doză normală de substanță psihedelică e undeva la 2-3 grame de substanță uscată, să zicem. Da? O doză peste 5 grame poate fi o doză mare. Sunt persoane care tolerează doze de 20-30 de grame de substanță odată, fără niciun fel de problemă. Dar deja de la un 5-6 grame încolo poate fi o doză mare și poate să-ți dea o stare de, nu știu, 12 ore de halucinație, fără niciun fel de control asta. Adică, indiferent că ai vrea să ieși din treaba asta, nu poți, pentru că creierul tău este setat să facă lucrul respectiv. Și mă întorc la ce spuneam la început, nu e o discuție în care încurajăm consumul de psihedelice, e o discuție din care vreau să înțeleagă oamenii că în momentul în care decidem să facem pasul ăsta spre consum, să știm exact ce facem, pentru că e un consum periculos ăsta. Din păcate, e un consum care poate pune viața în pericol prin faptul că putem pierde controlul asupra realității și de acolo lucrurile pot devia oriunde. Practic, ăsta cred că e încă un motiv genul pentru care am vrut să vorbim de psilocibină, faptul că trebuie să știm să o consumăm astfel încât să ne punem viața în pericol. Pentru că noi suntem curioși din fire, pe mine m-au întrebat mulți oameni, da, de ce lucrez cu droguri, da, de ce lucrez cu consumatorii de droguri? Și le răspund simplu, pentru că tot timpul vor fi oameni care vor consuma droguri, și tot timpul vor fi oameni care vor avea nevoie de un ajutor pentru că nu își pot manageria corect consumul de droguri.
Și a fost o alegere asta să mă joc cu consumul de droguri, a fost o provocare pentru mine. E o chestie foarte, foarte interesantă, că nu te plictisești la propriu. Adică n-ai un pattern, să zicem, cum e un job, te duci la bancă și știi sigur că toată ziua trebuie să faci niște contracte de împrumut sau contracte de ramburs de credite. Cu consumatorul de droguri nu știu dacă este astea ce te întâlnești cu el. Poate să fie vețel, poate să fie spărat, poate să nu fie, adică situații de genul ăsta. Și nu, tot timpul te ține în alertă. Și asta m-a făcut să lucrez cu ei, să lucrez cu plăcere. De asta m-am deja 5-6 ani de când lucrez cu consumatorii de droguri și încă nu m-am plictisit de situația asta. Uite, deci am vorbit atât de mult încât genul a rămas nemiscată. Am avut o întrebare la un moment dat, dar a zburat în timp ce vorbeai, că am zis să nu te întrerup. Notează-o, genul. Deci încă lucrezi cu consumatorii? Da, lucrez, nu mai e un job full, cum a fost înainte, dar inclusiv la clinică îmi vin pacienți care au probleme cu diverse tipuri de consum, plecând de la consum problematic de alcool și terminând cu orice tip de consum de substanțe, care parte din ciupeș conține mai multă psilocibină. Wow. Toată. În mod normal, pălăria are o concentrație mai mare, dar nu e de aruncat nici codița, niciodată. Dar, într-adevăr, partea de sus a ciupercii conține mai multă substanță. Încă o chestie interesantă, pornind de la treaba asta, există diferențe de stare, de senzație dacă consumăm ciupercile crude sau uscate. Mă rog, crude, fresh. Da? Stare proaspătă sau uscate. Deci există diferența asta între ele. La cele uscate există riscul, la cele proaspete există riscul ca absorbția să fie mult mai rapidă, pentru că intervine, psilocibina este solubilă în apă și ea foarte repede trece dintr-un mediu în altul, și o ciupercă proaspătă are o cantitate mult mai mare de apă decât o ciupercă uscată. Și există riscul ăsta să aducem toată cantitatea de psilocibină din ciupercă repede în organism, să avem un vârf și niște reacții mult mai puternice decât la cea uscată. De asta e important, dacă consumăm ciupercă uscată, să nu ne speriem dacă nu avem efecte repede, pentru că ele vor veni. Dar vin un pic mai greu. Când deci te întâlnești cu șeful. Deci depinde ce simți pentru șeful, aia e. Da? Sau șefa. Sau șefa. Contează, sau șefa, sigur. Cam în cât timp, în mod normal, se manifestă efectele la ingerarea ciupercilor uscate? Undeva între 2 și 4 ore. Da? Deci până în 2 ore n-ar trebui să avem efect. Nici la alea proaspete. Da, cam aici, pentru că durează partea asta de absorbție digestivă și metabolizare hepatică, durează. Da? Deci, cam de la 2 ore încolo trebuie să acceptăm. Iar acum mai contează niște aspecte. De exemplu, când se fac aceste retreat-uri sau când se fac administrările astea șamanice sau cum vrei să le zicem, există un ritual de pregătire al organismului în care mănânci sau nu mănânci chestii, tocmai ca să poți să faci o absorbție optimă a substanțelor din stomac, optime și din punct de vedere al dozei și din punct de vedere al timpului.
să poți să te încadrezi în programul retreat-ului respectiv și în toată ceremonia respectivă care este. Dar mai devreme de 2 ore, greu să apare efectul. Dar la psilocibină poate să apară vomă? Poate să apară orice. Da? Eu știu că nu e un răspuns academic, dar... Cine vrea academic? Că nu suntem la academie. În momentul în care ingeri și ingeri mai mult decât trebuie, ajungem la ceea ce se cheamă intoxicare și poți să ai de la vomă, la metel, la pierderea cunoștinței, diaree, orice reacție poți să ai. Da? Inclusiv, adică au fost situații în care oamenii au avut stări convulsivante din cauza consumului necontrolat de. Și poate să lase urme la nivel de creier? Din fericire nu se întâmplă. Sunt puține substanțe psihoactive care lasă urme în timp, da? Și partea aici, adică aici cu substanțele astea naturale, nu știu care-i treaba, dar ele sunt foarte puțin dăunătoare la nivelul organismului. Da? De ce? Nu știu să vă zic. Adică răspunsul ăsta că sunt naturale, pe mine nu mă satisface. Da? Adică este un pic dincolo de faptul că sunt naturale. Pentru că eu nu prea am întâlnit, inclusiv dacă vine să credeți, heroina, care e o substanță, un drog considerat de foarte mare risc, el în stare pură nu produce niciun risc organismului. Nimic. Adică în momentul în care te-ai oprit din consum de heroină, organismul tău revine la funcțiile de bază în 6 luni, fără niciun fel de problemă. Spre deosebire de cocaină, care nu face treaba asta, cocaina fiind un produs de semisinteză. Adică ești un pic de natural în ea, dar doar puțin. Pe când heroina e un produs natural 100%. Cocaina, de exemplu, produce niște lacune cerebrale care nu se mai refac în timp. Adică pur și simplu îți rămân niște găurele în creier. Dacă ai ghinionul să fie o găurică într-o zonă care era importantă, aia nu se mai reface. Dar la heroină, dacă e o heroină pură, ea nu produce niciun fel de deficiență fizică în organism. Lucru care pe mine m-a șocat. Am avut o experiență interesantă. Am fost în Vietnam, unde se produce o mare parte din heroină și acolo puritatea e peste 90%. Ce știam eu, pe vremea respectivă, consumul de heroină trebuie să se întâmple cam o dată la 4-5 ore. În Vietnam, pentru că era puritatea foarte mare, cei care consumau cum consumăm noi cafeaua de dimineață. Deci ei, în loc să bea o cafea dimineața, luau o țigară cu heroină. Și îi ținea până a doua zi dimineața fără niciun fel de problemă. Adică aveau 24 de ore, nu intrau în fevraj. Puteau să consume toată viața heroină fără să aibă niciun fel de problemă. Deci niciun fel de problemă. Luau, în loc să dea cafeaua dimineața, luau niște heroină, se duceau la muncă, își vedeau de viață, își vedeau de familie, de vacanțe, de tot ce aveau de făcut. Fără niciun fel de problemă. Aici în România, unde puritatea e undeva spre 15%, ai nevoie de cel puțin 3-4 doze pe zi, ca să poți să funcționezi, nu să ai niște trăiri. Da, 80% din consumatorii de droguri în România consumă droguri ca să poată funcționezi. Pentru că altfel ar fi însevrat și n-ar funcționa. E un fenomen foarte ciudat. Toată lumea crede că ei se droghează de plăcere, dar de la un punct încolo nu, ei se droghează de nevoie. De nevoie pentru că altfel nu ar putea să mai funcționeze. Da? Sevrajul la anumite substanțe atât de puternic încât face orice ca să n-ajunge acolo. La psilocibină cam la cât timp? Deci am înțeles între 2 și 4 ore începe efectul, cam... Da. Cam la cât timp, să zicem, ar avea efectul maxim?
Efectul maxim e tot acolo, adică efectul durează undeva 4, 6, 8 ore, depinde de doză. Depinde iarăși de doză, depinde de om, depinde de terapeut, depinde de cum te-ai pregătit toată povestea, dar tot undeva acolo la 4-6 ore poate să dureze un efect, pe urmă își scade în intensitate. Da? Dar hai să zicem 4-6 ore de la ingerare apare efectul maxim. Da? Acolo, adică acolo sunt lucrurile cele mai puternice, distorsionările maxime, nu știu, efectele terapeutice, da? Și iarăși ce mai poate face psilocibina, poate să altereze percepția timpului. Și să avem impresia că am avut un trip de jumătate de an și să dureze de fapt 2 ore toată treaba. Da? Dar cum deține atâtea ore practic? Cum nu înțeleg ce se stabilizează totuși atâta timp în creier? Cum de efectul e atât de îndelungat? Păi e un efect îndelungat pentru că din păcate ea nu se leagă de ceva în organism. Ea stă acolo. Stă acolo până reușește eficatul să o metabolizeze. Deci nu e o chestie unde să zici că am prins psilocibina și nu-i mai dăm drumul. Deci e o chestie pur și simplu, se plimbă prin creier, da? Ea nu are receptori specifici pentru ea. De fapt, cam toate psihedelice la treaba asta, de exemplu, la LSD, efectele poate dureze și o zi. Da? Adică iei o cantitate mică de LSD și poți să ai efectele astea o zi întreagă, pentru că diluția lor în sânge este foarte mică, tocmai pentru că nu le consumă nimic. Da? N-au de ce să se lege. Da? Să-și piardă din concentrație. Asta e motivul pentru care apar, adică efectele sunt îndelungate, dar clar durează, contează foarte mult și doza și capacitatea organismului de a metaboliza produsul respectiv. Dar una peste alta, ele durează câteva ore bune. Da. Dar deci ele sunt recirculate în sistemul sanguin, nu că se fixează cumva în creier. Nu, ele nu se fixează în creier, cumva fac un joc încearcă să se lege de receptorii care sunt răspunzători de legarea neurotransmițătorilor. Da? Și tocmai chestia asta, jocul ăsta de care să leagă primul, face ca concentrația în sânge sau plasmatică să rămână foarte mare, pentru că ele, neavând un receptor dedicat, sunt cumva respinse de creier. Da? Adică ele nu se leagă. La cannabis știm sigur, el are receptori, opioidele au niște receptori opioide care să leagă, dar astea nu au niște receptori dedicați, joacă un ping-pong cu neurotransmisătorii noștri. Dar asta e mecanismul prin care ele se acționează la nivel cerebral. Da? Mai am o întrebare. M-am întâlnit cu cineva și îmi povestea că la experiența asta de grup toți au văzut aceleași halucinații. Cel puțin asta era, să zic, impresia lui, adică discutând cu ceilalți, era, nu știu, într-o pădure sau ceva de genul ăsta, așa că toți vedeau un fel de fire energetice între copaci. Toți au descris, deci, într-un
anumite lucruri care au fost în comun, deci percepute de toți la fel. Pe lângă asta, un fel de ceva de multivers, adică ca și cum toți au călătorit în, nu știu, mai multe universuri, să spunem așa, lumi, de ce, experiențe care au multe în comun. Din experiența ta, vreau să vă se confirmă, asta au, sunt aceste halucinații la fel, adică este vreun tipar pe care îl regăsim la toți sau nu? Nu. E, adică poate să fie un tipar în momentul în care facem o administrare supervizată. Și șamanul respectiv îți poate induce sau te poate conduce în tripul respectiv sau în halucinația, s-o poate induce. Un șaman care se pricepe categoric, adică nu oricine poate induce fie o halucinație. Într-adevăr, în situații de genul ăsta, poți induce halucinația respectivă tuturor celor din grup. De acolo, adică, se escaladează prin, cumva, prin confirmarea de la unul la altul că au văzut halucinația respectivă. Dar au fost situații interesante în care nu au fost sub taman, sau mă rog, tamanul n-a avut intenția de a induce niște halucinații, că au fost persoane în situații diferite care au luat legătura cu aceeași persoană și au putut să cumva să povestească ce a vorbit cealaltă persoană cu entitatea respectivă sau ce a simțit, ce conexiune a avut. Și aici sunt niște semne de întrebare la care n-aș fi să răspund. Da? Adică e clar că se întâmplă niște lucruri care depășesc un pic explicațiile astea științifice, sau cel puțin explicațiile astea științifice pe care le poate da știința în momentul de față. Da? Dar pot fi, deci pot apărea, dar nu e un tipar. Adică nu putem să zicem, domne, gata, dacă am luat putele astea vers cu pitățele negre, ne ducem clar și stăm de vorbă cu Tutankhamon. Nu, asta nu. Depinde foarte mult de cum a fost pregătită ședința respectivă. Deci ce mi s-a părut mie foarte interesant, că l-am întrebat. Bun, zic că a fost în mod repetat. Și am întrebat, ai văzut vreodată entități? Deci au fost vreodată entități care să interfereze experiența la tine sau la ceilalți? Sunt că niciodată nu. Deci asta m-a mirat, deci că n-au apărut niciun fel de entități care a interferat. Așa zise, nu știu, ființe, spirite, orice ar fi. Deci experiența au rămas pur la nivel de mediu exterior, să zic. Da. De obicei, eu am întâlnit oameni care mi-au spus că au experimentat lumi paralele, oameni care au întâlnit, să le zicem, extraterestri. Da? Deci am avut, bine, cred că am întâlnit puțin mai mult oameni decât tine care au consumat substanțe la viața asta. Iarăși aici poate să conteze foarte mult și bagajul intelectual pe care îl ai și nu doar bagajul intelectual, ci și cât îți fuge mintea. Da? Hai să luăm un pic altfel, să nu uiți. Sistemul personal de credințe și convingeri are un rol predominant în această experiență sau nu neapărat? Adică dacă eu cred în extraterestri, e mai probabil ca eu să văd extraterestri decât cei care nu cred deloc în extraterestri, să zic așa. Are până la un punct. Da? Până la un punct are, pentru că substanțele astea, psilocibina, reușește să depășească punctul ăsta în care noi suntem ghidați de convingerile noastre. Adică cumva reușește să depășească acest autocontrol pe care îl avem. Și sub un
sub un o terapie, să zicem, cu psihedelic, un terapeut bun te poate face să nu mai crezi extraterestri, indiferent cât ai crezut înainte. Da? Pentru că îți schimbă, reușește să schimbă, să-ți schimbe setarea respectivă prin modul prin care îl pune problema în momentul în care ai pierdut acel control și acel knowledge pe care îl aveai. Da? La fel cum poate să te convingă că de mâine clar reptilienii și cu ceilalți sunt în jurul nostru fără niciun fel de problemă. Deci da? Se pot face și niște programări, nu? Categoric, categoric, fără nu, dar au fost, de exemplu, LSD-ul a fost descoperit spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial de un cetățean elvețian și a fost folosit în ultima parte a celui de-al doilea război mondial pentru, odată ca serul adevărului, în doze mici pierzi acest autocontrol și nu mai poți să-ți cenzurezi creierul. Așa, și în doze mari, prin efectele astea de îmbărbătare, copiii care erau trimiși pe front își pierdeau frica aia și se duceau. Adică, cred că erau situații în care aveau impresia că se duc la scaldat. Ceva de genul ăsta. Sunt lucruri reale care s-au întâmplat și au fost demonstrate. Deci se pot face programări fără doar și poate. Iarăși, trebuie să înțelegem foarte bine lucrurile astea, nu o să reușim noi în casă să schimbăm vreo setare la creier, la mama, la tata, la pisică, la vecin, la văr. Mai mult ca sigur, pentru că nu e suficient doar să luăm substanța respectivă și să introducem așa niște cuvinte ca în filme pe care să le audă omul. Există niște tehnici care trebuie învățate și trebuie stăpânite foarte bine ca să poți să schimbi și să reprogramezi un astfel de creier. Nu prea. Psilocibina cu cancerul e asta. N-a prea fost. Eu personal n-am găsit studii pe zona asta. Foarte multe studii cu psilocibina sunt pe zona asta de stres post-traumatic, anxietate, depresie. Poate să ajute până la un punct în cancer. Eu n-am găsit. Deci n-am găsit. De drept nici nu am făcut un research din comun vis-a-vis de psilocibină și cancer, că, din păcate, la noi e aproape imposibil să poți să faci o terapie în cancer cu psilocibină, dar nu știu să existe ceva programe dedicate strict partea asta. Deci n-ai auzit nici de cazuri de persoane care să fi folosit, nu? Deci, categoric se folosește, dar n-am văzut niște lucruri făcute organizat. Ea poate fi folosită pentru că, așa cum am mai vorbit vis-a-vis de cancer și de psihic, în momentul în care facem o resetare a psihicului, putem să rezolvăm orice patologie din organism. Și fără doar și poate ar putea să fie o intervenție care chiar să aducă mari beneficii, dar eu n-am, spre rușinea mea, n-a fost o zonă pe care să o aprofundez. Că, din păcate, nu reușesc să termin de aprofundat interacțiunile cannabisului cu cancerul. Dar am intenționat să mă mai duc și mai departe cu psilocibina, dar cunoscând proprietățile psilocibinei și știind care sunt manifestările în cancer, cel puțin niște îmbunătățiri poate aduce fără doar și poate psilocibina. Lucrând cu anxietatea, clar, taie anxietatea legată de boală în cancer, care e un pas mare în față și mai poate face lucruri, categoric.
Categoric am zis, nu n-am studiat treaba asta. Am citit despre studii pentru a te lăsa de fumat, de băutură, dar bine, nu studii ample. Aici chiar destul de complicat poate ce poate să facă pirotibina în chestia cu fumatul și cu băutul este să cumva să distorsioneze, adică să ajungi să reușești să vizualizezi organele care sunt afectate de fumat și de băut. Adică poți să țină tu bine, iar este un terapeut șmecher, să zic așa, îți poate vizualiza plămânii tăi plin de gudroane de la fumat. Și lucrul ăsta se sperie și să te panichezi atât de tare, este din momentul în care ai ieșit de acolo să zici, vreau să mai văd țigările nici în rastul din magazin. La fel se poate întâmpla și cu fixatul sirotic. Să reușească să-ți inducă o halucinație pe un ficat sirotic, să îți dai seama că e ceva care nu-ți mai trebuie. Dar, iarăși, doar așa văd lucrurile, că se pot realiza cu sirotibină în fumat. Sunt chestii mai simple care pot ajuta la altfel, din punctul meu de vedere. Decât psilocibina. Dar psilocibina, v-am zis, are marele avantaj că e o intervenție de foarte scurtă. Adică ea poate fi o intervenție de criză. O intervenție care te poate ajuta pe termen scurt foarte repede. Ăsta poate fi un mare avantaj. Să îți dea un reset la starea în care te afli, astfel încât să poți să depășești momentul respectiv, lucru pe care nu fac alte substanțe. Din punctul ăsta de vedere, poate fi benefic, probabil că în foarte multe patologii. Păi și resetul ăsta se face o singură dată, printr-o singură ședință, să zic așa? Nu, adică poate să fie și printr-o singură ședință, dar de obicei să fac cam 2-3 ședințe ca să ajung la un reset sustenabil, să zicem așa. Da? Nu e de la prima, foarte rar de la prima, să zicem, terapie, da? Oamenii își refac funcționalitatea 100%, dar undeva a doua, a treia, cam asta e media, două, trei sesiuni și ești funcțional termen lung. Clar, iarăși, organismul nostru e un organism care e într-o perpetuă mișcare și se poate deregla oricând. Categoric, putem să ajungem iarăși să avem niște dereglaje, nu neapărat aceleași, da? Dar nu e, adică, iarăși, nu, două, trei sesiuni de psilocibină nu o să te facă nemuritor. Sau zen. Gen s-ar putea. Adică aici mai am am un pic de în lata așa un pic de portită. Da? Că e posibil să te facă să nu pe termen foarte lung, să nu-ți mai trece de multe lucruri sau să poți să înmagazinezi lucrurile astfel încât să nu te afecteze. Dar nemuritor, din păcate, nu te fac. Ar fi minunat, dar nu. Ai vrea să fii nemuritor? Până la un punct, da. Care ar fi ăla? Până mă plictisesc. Da? Dar bun, și această nemurire, știi, asta este o idee foarte interesantă, așa că citeam despre, să zicem, în spiritualitate, da, există aceste entități fără corp care vor să ia corpurile noastre, da, diavolul care vrea să-ți ia sufletul, experiența și așa mai departe. Și am avut și o surpriză să văd că există două tipuri de abordare a entităților care vor să devină nemuritoare, da.
Deci ele cred că sufletul nostru este nemuritor și atunci de aia vrea diavolul să-ți ia sufletul. Dar ce nu e numai atât, căci există două abordări. Una, adică să faci corpul nemuritor, ceea ce e utopică, dar a doua, ideea care e mai, cum să zic, mai credibilă, să zicem așa, în care vorbea, de exemplu, nu știu, și Castaneda, Vilaldo, deci în chestia asta de șamanism, vrăjitorie și așa mai departe, în care zice că există vrăjitori care au descoperit faptul că ei pot intra succesiv în diferite corpuri. Și atunci există o nemurire sub forma asta în care ei se folosesc de diferite corpuri, vorba aia, o viață. Deci cât poate să reziste un corp și ei tot sar așa din corpuri în corpuri. Vorbea așa, atunci nici nu te saturi, știi? Adică nu te saturi de același corp, de aceeași experiență, nu știu ce, că ai tot felul de experiențe cu corpuri diferite, nu? Cu corporalități diferite, roluri diferite. Păi ne apucăm de treabă atunci. Da? Eu vin cu partea de șamanism aici, da? N-am abilități de șaman. Eu așa în teorie că ar trebui să facă un șaman, dar nu-mi este. Adică să nu vă bazați pe mine dacă vreți să luați cetelice. Eu vreau doar cum să le luați, dar nu să avem și efectele alea, pentru că n-am una la mână, n-am întâlnit cu șamanul care să mă învețe lucrurile cum trebuie. Am și eu o țăcăneală la mea. Eu dacă nu înțeleg o chestie, nu mă pot coopta. Nu mă pot face să o convăț. În momentul în care discuțiile încep, crede-mă că așa e, la mine n-am mai... Se blochează lucrurile. De asta zic că n-am găsit șamanul care să mă convingă că ar putea să... să-mi dea mai departe lucrurile, să le duc. Dar experiența pe zona asta m-a învățat. Partea recreațională e un pic spre zona aia. Și, cel puțin din fericire știu ce am de făcut ca să nu mă expun sau să nu sunt pe alții la riscuri. Dar atât. Deci nu pot să vin cu beneficii la povestea asta. Bun, am două întrebări. Una, să nu le poate pui tu una până le scriu. Una, deci ce faci, să zic, în momentul în care ești un grup și cineva are o criză, da? Deci ce ar trebui să faci? Și a doua am uitat-o, dar mi-a dat aminte. Primul lucru pe care trebuie să-l faci e situația în care într-un grup cineva a luat o razna, este să-i securizezi pe ceilalți. Pentru că dacă mai ia încă unul razna, s-a terminat. Nu mai poți să faci nimic. Prima intervenție n-a trebuit să fie pe cea care a luat o razna, ci pe cei care sunt la limită, că ea știe razna din cauza lui. I-ai potolit pe ceilalți, i-ai asigurat că tot e în regulă, te duci către persoana respectivă, mare lucru, nu ai ce să faci, adică dintre singurele lucruri pe care le poți face este să-i produci o vărsătură ca să elimine din ce mai are, că e clar că are o doză mult mai mare decât îi trebuie, să-l ții treaz, adică să-l ții de mână, să nu fugă, să nu se întâmple ceva cu el și să se hidrateze. Astea sunt lucrurile pe care le poți face și să te rogi la cine crezi tu că îi trece cât mai repede. Categoric, dacă te depășește treaba asta și există posibilitatea să chemi ambulanța, iarăși tu stai pasul 3, chemat ambulanța să intre pe mâinile specialiștilor, dar
Cel mai important lucru când ești într-un grup este să nu ajungă ceilalți în situația respectivă, pentru că atunci se produce haos și pot degenera lucrurile foarte tare. Există vreo substanță inhibitorie, ceva ce dacă ar ingera, ar scoate din circuit mai rapid, ar anula efectul? Sau? Din păcate nu prea. Din păcate nu prea. Nu, n-aș vrea să mă arunc în teorie. Nu, nu. Apa e singura care ar face un pic de, dă un pic de ajutor. Dar nu există un antidot la treburile astea, da? Care să, ok, să pot crea vaccinuri împotriva, da? Dar niște lucruri pe care nu le, la care nu avem acces, să zic așa. Așa cum e serul antiveninos, da? Mm-hmm. Se poate face și împotriva acestor substanțe, dar nu e o chestie. Partea bună e că cu toate că efectele astea secundare pot manifesta foarte urât, viața nu-i pusă în pericol atât de mult, poate mi se pare nouă. Ea se pune în pericol prin comportamentele pe care le are omul respectiv. De asta zic că dacă reușesc să-i liniștesc pe ceilalți și îl ții pe omul ăla acolo cât mai liniștit, lucrurile trec. Intoxicarea asta la cifrate, adică trebuie să mănânci o tocăniță bună ca să ajungi să-ți pui viața în pericol. Dar așa, dacă ai luat două ciuperci în plus, lucrurile nu sunt atât de complicate, dar într-adevăr, dacă ești tu un pic luat sau ești pe alte substanțe, pe alcool, te poți panica, se poate părea că e total un dezastru și de acolo lucrurile pot se pot duce în alte direcții. Chiar da. Dacă se consumă, ai luat psilocibină și după două ore începi să bei ceva tare? Cum se consumă? Da, alcool, da. Prost. Se combină prost pentru că se potențează între ele. Da. Se duc și să aleargă una pe alta, iarăși acolo e o competiție care să se ducă și să influențeze creierul și mai tare. Și nu e o combinație foarte bună. De obicei, cei care consumă substanțe, se de ce nu prea se iau cu alcool. Sunt altele care, de exemplu, stimulentele pot fi luate cu alcool. Cocaina cu whisky este, cred că e imposibil să nu fi văzut niște tricouri prin oraș cu whisky în cocaine sau cocaine în caviar. Astea sunt, se folosesc pentru că funcționează, un pic stimulează între ele, dar psihedelicele cu alcoolul nu prea se leagă bine deloc, adică nu funcționează. Intră în competiție și nu avem efect nici de la alcool, nu avem efect nici de la psihedelice. Poate degenera în alte. În schimb, psihedelicul se poate combina foarte bine cu cannabis, cu marihuana, cu THC-ul. Se poate face o potențare, iarăși, cumva trebuie să fiu un pic școlit în ele ca să pot să consum lucrurile astea. Pentru că și acolo se putem duce la o exacerbare a efectelor și să pățim chestii. Adică dacă ai luat o ciupercă și ai fumat un cui, oricând se poate înzeci efectul ciupercii. Da? Și de la un canar în colivie să devii Dita mai dragonul și să te duci să distrugi orașul. Da? A fost, sunt niște chestii reale în care oameni sub psihedelice au fumat un cui și s-au dus să omoare mașinile de pe stradă. Da? Pentru că li se păreau că sunt niște animale care vin pe ei. Deci au fost condițiile în care până să fumeze cuiul erau liniștiți.
în lumea lor acolo. Probabil că se lupta cu niște gândăcii, probabil. Da? Dar cannabisul poate potența până la un punct bine și pe urmă poate duce și la rândul lui, adică chestii dubioase. Oricum, drogurile nu sau substanțele nu se recomandă să fie combinate. Niciodată. Trebuie, pentru că nu mai au efecte ale pure și pot interacționa între ele și da efecte negative serioase. Cu neplăceri, să zic asta. Ceea ce există în circuitul medical, să zicem ca substanțe, extracte, nu știu ce, există și psilocibină sau psilocină sintetizată chimic? Uite că nu, să răspund la întrebarea asta. Dar nu cred. Nu cred că există. Dar nu știu, da? Iertați necunoștința, dar nu știu să există așa ceva. Da? Adică cum există toate substanțele și sintetice, tind să cred că mai mult ca sigur că există ceva, dar n-am întâlnit în practică până acum situația în care să vorbească de psilocibină sintetică. Mm-hmm. Da, dar e doar lipsa mea de cunoștințe, nu vreau să fie luată ca un adevăr generalizat. Da. Deci, ce lucruri? Există vreun tipar pe care să zic că l-ai regăsit în, să zicem, majoritatea acestor ritualuri? Adică ceva ce să zicem că, nu știu, ar potența sau ar controla sau ceva genul ăsta? Cum sunt tobele, de exemplu, care văd că cel puțin din ce am zis pe YouTube, pe astea parcă apar peste tot, toba șamanică, ritmul. Da, apar ce au în comun ritualurile, au în comun șamanul. Asta e, poate, indiferent de ce substanță. Tobele au simplu fapt prin vibrația, pentru că este un anumit tip de tobă. Vibrația pe care te dă, vibrația aia de frecvență joasă, potențează efectul substanței respective. Asta e, cumva cadențează efectul pe care trebuie să-l simți. Cam asta e ideea, de asta se folosesc tobele cu frecvență joasă. Da? Frecvența sunetului joasă. Asta e rolul lor, să transmită o vibrație care să potențeze efectul. Dar ritmul, de exemplu, dacă ții un ritm mai calm, atunci viziunea poate fi mai calmă, iar un ritm accelerat poate accelera viziunea, ceva legătură de genul ăsta sau nu știu? Poate să fie destul de puțin. Mai mult ritmurile astea sunt asociate mai mult cu ritualurile religioase. Ritualurile astea să zicem așa, de inițiere sau de curățare, nu prea folosesc sunete și danse și chestii de genul ăsta. Mai mult niște mișcări pe care le faci, niște posturi pe care le ai ca să poți să intri în chestia respectivă, dar nu sunt, într-adevăr, astea religioase au și cred că au tocmai pentru a îi aduce pe toți participanții la aceeași frecvență și la aceeași vibrație ca să transmită o informație în eter mult mai puternică și mult mai rapidă, să zicem asta. Dar ritualul ăsta de curățare n-au un pattern pe care depinde foarte mult de ce știe șamanul să facă. Geno, dacă mai ai vreo întrebare? Mă gândeam dacă cu cannabisul merg lucrurile atât de greu, cu psilocibina care mai e și scumpă și poate că nici cercetările nu sunt, cum să zic eu, la fel de avansate ca în cannabis.
Cercetările n-aș putea să zic că nu sunt avansate, nu sunt atât de multe precum cannabisul, dar la nivel calitativ există niște studii foarte bine puse la punct, cu metodologie foarte aprofundată și cu rezultate foarte concrete. Din păcate, e iarăși o chestie foarte la limită și probabil că mai trebuie să mai treacă câțiva ani buni ca să putem vorbi de ea mai la liber decât și nu mai la liber, ci să vorbim cu o știință de cauză. Da, și asta plus în terapie, adică să fie frecvent întâlnită forma asta de terapie. Asta zic, ce mă bucură pe mine, că văd că în, cel puțin în terapiile oncologice, de ceva vreme a început să apară terapia cu LDN, cu low dose naltrexon. Lucru care pentru mine e foarte interesant, că naltrexona, ea ca medicament, are o singură proprietate în organism, blochează receptorii opioizi. Ea asta are rolul ei în organism, ăsta e, și practic în momentul în care ai făcut o supradoză de la opioide, o injecție cu naltrexonă te întoarce la viață, pentru că scoate heroina de pe receptorul opioid și îl blochează. Văd că din ce în ce mai mult în cancer apar din ce în ce mai multe terapii cu acest LDN, care tocmai are rolul de a reduce durerea prin blocarea acestor receptori opioide, care nu, pur și simplu nu, organismul nu mai trece pe durerea pentru că receptorul respectiv nu mai funcționa. Da? Chestia asta e de ceva vreme și am tot văzut-o, iarăși, se folosește în țările dezvoltate, că nici nu mai știu cum să mă raportez, că nu mai vine să zic țări civilizate, că iarăși are lumea în cap, vorbesc de România. Țările dezvoltate folosesc LDN-ul ăsta, îl au ca linie terapeutică. Deci e posibil ca să vorbim peste vreo câțiva ani de zile și de psilocibină mult mai relaxat și mult mai în măsură să fim ascultați de oameni care au auzit cel puțin o dată în viață de psilocibină ca intervenție medicală, nu doar ca suferta care se duce la dragoste. N-am înțeles încă destul de clar de ce este scumpă psilocibina, de ce atât de scumpă față de uleiul CBD. Se obține foarte greu. Foarte greu și e foarte, adică într-un gram de supercă ai un 0,2% psilocibina. Foarte greu. Adică trebuie cantități foarte mari de supercă. Sper ca risc să nu poți crește, pentru că aia trebuie să crească într-un anumit mediu, într-o anumită temperatură. Adică, în mod ideal, superțile astea, psilocibina crește ca să ai un 0,2 ăsta, da? Un 0,2-0,3, ca să ai, ea poate să crească să aibă 0,03, da? Să aibă de 5 ori mai puțină substanță, dar ca să-ți producă 0,2 ăsta, tu trebuie să crești într-o umiditate controlată perfect, adică să n-ai nicio variație de umiditate, umiditate care e undeva 90%, da? Unde dacă ai făcut 91% s-a ales praful, da? Și temperatură controlată, apa, umiditatea pe care o ții, nu poate fi făcută cu apa de la robinet din lacul Mării. Trebuie apă care să nu aibă niciun fel de mineral, de nutrient, pesticid, de practică, să ai niște o apă pură în totalitate. Și procesul de extracție pe urmă și de condiționare și duce la treaba asta, adică 50.000 de euro ca să produci un gram. De asta e atât de scumpă.
Dar trebuie să înțelegem că dozele sunt de la nivelul nanogramelor. Da? Adică, ok, am un scump, dar dintr-un gram facem terapie la un spital 2 săptămâni. Deci, cu toți pacienții din spital, ceva de genul ăsta. Adică vorbim de micrograme, nanograme, micrograme. Ceva de genul ăsta. Adică cu multe zerouri când ajungem la gramul respectiv. Da? E scumpă, dar v-am zis, acasă per pacient, per doză, nu este atât de scumpă, dar dacă poți să produci un gram de psilocibină, trebuie foarte mult bani. Adică noi acasă n-am reușit să facem psilocibină, indiferent ce am vrea. E imposibil. Adică există kit-uri, poți să duci să de pe internet, kit-ul cu semințe, cu spor de psilocibină, scrie exact ce ai de făcut. Mai interesează pentru că n-ai apa care trebuie, n-ai mediul controlat, temperatură, umiditate, trebuie să deschizi măcar odată că ai deschis-o și s-a contaminat cu aerul atmosferic, deci nu mai e mediu steril și s-a alătrat de ea. Da? Adică e foarte greu de obținut psilocibina. Așa, dacă vrei să te duci și tăi din pădurea Amazonia, ne tăi o supercă care are o cantitate mică, da? Deci în psilocibina naturală, în supercă crescută în mediul natural, cantitatea de psilocibina e undeva cam de 10 ori mai mică decât în supercile de ceva așa de laborator. Da? De asta e atât de scumpă. Se costă foarte mult să o extragi și n-ai niciodată certitudinea că după 3 săptămâni sau 5 săptămâni cât ticu sporea acolo a înmulțit, ai ceva. Pentru că iarăși, dacă ți-a mutegăit, o arunc. Nu poți să mai folosesc. Bun, și această psilocibină, deci mai este undeva întâlnită în afară de ciuperci? Nu, în principiu în ciuperci, probabil în laborator. Da? Deci în plante, alte plante nu. Sunt o groază de substanțe psihedelice, de substanțe psicoactive, da? Dar altă natură, altă structură, de obicei psilocibinele se găsesc în anumite superbi care se simt halucinogene. Da? Deci este caracteristică caracteristică ciupercilor, când DMT-ul e caracteristic frunzelor de afasca, cum LSD-ul e caracteristic cactusului, peiotelui, da? Da? Deci sunt substanțe diferite, ori mai găsi, adică e posibil să mai găsim anumite, dacă toate plantele de pe fața Pământului au fost studiate la nivel de compoziție chimică totală, e posibil să mai găsim în alte părți, dar de comun acord, psilocibina în ciupercă. Adică nu vorbim de psilocibina în muguri de brad. Da. E clar, dacă vorbim de psilocibina, vorbim de ciupercă. Vorbim de ahoasca, vorbim de niște probe. Da? Aici sunt așa foarte bine definite. Ca și clase. La efectul de percepție a timpului, acesta este vreun tipar aici de dilatare a timpului? Sau există dilatare. Și... dilatare, nu. Cele, în majoritatea cazurilor, de dilatare a timpului. Da? Se pare că... Da. Adică tu ai o poveste întreagă și de fapt au trecut 10 minute. Da?
E o dilatare. O dilatare a timpului, da, majoritatea, da. Au fost situații, deci există situații în care în combinarea, în combinația pedelitelor cu alte chestii, să se producă o comprimare a timpului. Da? Dar în combinație, nu e o chestie în care tu sper ca să-ți dea o comprimare a timpului, ia pe capul ei. De obicei îți dă o dilatare a timpului. Da, deci ce mi se pare foarte interesant, fascinant, deci eu n-am consumat niciodată, deci nu cunosc acest efect de dilatare provocat de plante, de substanțe, dar l-am regăsit în stare de, să zicem, extenuare, oboseală foarte înaltă. Și culmea, de exemplu, ce mi-aduc clar aminte, de exemplu, că mai în tinerețe, da, când eram pe litoral și jucam cărți până spre dimineață și eram atât de extenuat, până îmi venea rândul la cărți, deci eram 4-5 persoane, aveam un vis complet, deci un vis întreg, care vorba aia, deci era experiență de, nu știu, o zi, să zic, sau ceva. Exact. În câteva secunde, cât durea, deci aveam un vis complet. Deci mi se părea fascinant această experiență. Așa. Exact asta se întâmplă și în subcuperci. Da? Se întâmplă, îți trece toată viața prin fața ochilor în câteva secunde. Dar așa, adică cu amănunte. Ai mai întâlnit undeva experiența asta? O putem, nu știu, asocia cu ceva? Ce înseamnă, de fapt, cum poate să existe o asemenea procesare în câteva secunde de experiență din asta, de nu știu câte evenimente care sunt? Asta poate doar să ne arate ce capacități nebănuite are creierul, procesare a evenimentelor pe minut. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Nu m-am gândit niciodată la ea, ca să pot să zic așa că mi-am cimentat niște frânturi din viață să pot să le asociez pe urmă. Nu. Adică nu le poți asocia încă, să zicem, cu anumită porțiune din creier, să zic, asupra care, nu știu eu, amigdala, care e nu știu ce afectivitate sau altceva care ar avea legătură cu noțiunea timpului, nu? N-am intrat în studii de genul ăsta și nu mă arunc în a face vreo teorie fără sens. Da. Ok, Geno, dacă mai ai vreo întrebare? Nu mulțumesc. Poți să te întreb de ce nu mai ai nicio întrebare? Vrei să știi răspunsul? S-a clarificat totul. Geno acum știe totul, a înțeles totul. Vreau să întreb dacă suporți răspunsul meu. Păi încerc. Aici, în direct. Încerc. Mai bine beau apă. Păi, Geno, acum dacă după ultima discuție ai pus să te vezi viu, să înțeleg că acum au încercat să testăm ciupercile? Stai că te-am auzit întrerupt. Sper că nu doar eu. Zic, dacă după ultimul live ai început să administrezi CBD, acum după live-ul ăsta încep să administrezi ciuperci? Ei, Doamne! Să știi că de câte ori am fost la Cluj, am gătit ciuperci, parcă eu am făcut. Bine, ciuperci cumpărate, nu culese. La nivel, la nivel terapeutic, nu altfel. Da. Da? Noi nu lucrăm de CBD, mă gândeam că eu am tensiunea mică. Ar putea să aibă o legătură că să scadă tensiunea și mai mult? Categoric cade tensiunea. Cum adică categoric? Dacă eu am tensiunea mică, să mi-o scadă și mai mult? Categoric, ce poate scade și mai mult și de asta recomandarea este să mănânci înainte ceva. Înainte și ceva. Păi nu prea. Prima doză. Să mănânci ceva. Și mănânc peste nu știu câte ore. Cât e foarte. Cannabisul poate scădea tensiunea arterială și recomandarea este să mâncăm ceva înainte.
Deci privind faptul că reglează homeostazia, pardon. Deci la cei care au tensiune mică nu poate să le o modifice? Pe termen lung, da. Dar la început, în partea de readaptare a organismului, efectul e ăsta. De a scădea, da. Într-adevăr, la undeva după 3 săptămâni, o lună de administrare, tensiunea nu mai are nicio implicare, să zic așa. A, nu mai este influențată prin scădere. Nu mai este influențată, rămâne constantă la o valoare echilibrată. Dar la început, în partea de adaptare a organismului, reacția asta poate fi mai ales când tensiunea arterială dulce e mică. La persoanele care au o tensiune echilibrată, undeva 11-12, se simte mult mai puțin scăderea asta. E știa, dar e mult mai mică. De obicei, când ai o tensiune 12, dacă se duce la 11, nu o simți. Dacă ai o tensiune 10, când se duce la 9, se simte. Dar valoarea minimă e cam mare. Da. Totdeauna a fost 10 cu 7, 10 cu 8, acum să zicem 13 cu 9 sau știu eu. Wow. Da, e un pic cam mare aia mică. Păi da. Deci da. Din punctul tău de vedere, Costin, care sunt limitele normale, mare, mică, în combinație? Cam între cât și cât? Păi, în mod normal, ce am învățat la școală este că o tensiune echilibrată, tensiunea sistolică trebuie să fie, sau mă rog, hai să zicem diastolică, adică aia mică, trebuie să fie jumătate din sistolică, adică aia mare plus 1. Adică un 13 cu 7 ar fi idealul, sau 12 cu 6, 12 cu 7, 13 cu 7. De la 15 încolo se consideră hipertensiune, da? Sub 10 de obicei e hipotensiune. Da? 10 cu 6 iarăși e o tensiune echilibrată. De obicei e important ca tensiunea să fie echilibrată, nu? Adică se simte mai puțin implicarea tensiunii când avem o tensiune echilibrată decât dacă avem o tensiune dezechilibrată. Adică 13 cu 9 se poate simți mult mai puternic decât 10 cu 6. Mm-hmm. Și de unde e chestia asta? Deși eu din totdeauna am avut tensiunea mai mică. De unde e chestia asta că unele persoane ca și mine au tensiunea mai mică? De exemplu, sunt meteosensibil din cauza asta. Când plouă afară și ăsta și eu să, așa, un pic amețire. Trebuie să beau cafea. Da. Păi, grea întrebare. Deci am făcut și sport de performanță. Deci sunt un om sportiv sau am fost cel puțin, dar așa eram din copilărie, cu tensiune mică. Știu. Grea întrebare. Pe vremea când făceam sport, aveam tot tensiune mică. Cu un puls un pic mai mare? Cu pulsul? Da. Nu știu ce să spun de puls. În mod normal, cât ar trebui să fie? 70, 80 la bărbați? În mod normal, undeva până în 70. 60-70 e un puls ok, un puls de bază. De asta zic că de obicei când e tensiunea un pic mai mică, pulsul se duce către 80, 70-80, ca să compenseze un pic diferența de presiune. E posibil aici, iarăși, sunt o groază de teorii și o groază de situații. Dacă organismul, că practic, ce înseamnă tensiunea arterială? Înseamnă o rezistență pe care o întâlnește sângele în drumul lui către periferie. Dacă nu avem această rezistență, adică dacă nu avem un țest adipos ieșit din comun, dacă nu avem o masă musculară ieșită din comun, dacă nu avem o deshidratare ieșită din comun, organismul poate să funcționeze cu o tensiune, că practic el își limitează tensiunea la nevoia pe care o are. Da? Că nu e o chestie, adică nu e patologic, astfel încât nu putem funcționa. Că noi funcționăm pentru că asta e setarea organismului. Mm-hmm. Probabil la constituția pe care o ai, explicația asta că n-a avut de-a lungul timpului opozant în periferie ca să trăiască, să-și mărească tensiunea, astfel încât deci, practic, ai un sistem circulator funcțional foarte bine. Da?
Asta poate să fie o explicație pentru care tensiunea e mai mică. Cât de mică e? Adică e cu 10? Cam pe acolo. Da. Mai sunt acum, cum e, că de obicei sunt persoane care reușesc să-și ducă la minim funcțiile astea, da? Practic încetinească procesul ăsta de îmbătrânire prin reducerea funcțiilor de bază. Mm-hmm. Una din ele este scăderea tensiunii arteriale la valori, adică chiar și 8, fără să aibă vreun efect în partea fizică, să zic așa. Da? Dar nu cred că în medicină există vreo explicație logică pentru care sunt oameni care funcționează perfect la pensiune 10-6 și oameni care nu funcționează deloc la pensiune 2-7. Da? Deci ce pot să spun și nu știu dacă este o corelație directă și asta, faptul că, să zic, întotdeauna sau dintotdeauna am fost un om calm, liniștit, dar cu afectele aferente zodiei berbec, să zicem, da? Adică, să zic, că mă enervez rapid, dar mă și sting rapid acea stare de nervozitate, anxietatea la mine și stresul și ăsta nu durează. Revin la starea aceasta. Acum e interesant așa de făcut o corelație. Asta se datorează datorită tensiunii mele mici sau tensiunea mea mică se datorează supra faptului că sunt un om calm. Mai degrabă a doua variantă. Mai degrabă a doua variantă. Deci este asociat faptul că persoanele, să zic, cu un temperament mai vulcanic și astea au și tensiunea mare? Categoric, da, pentru că fac o despărțare parasimpatică mult mai mare decât cei care sunt relaxați. Parasimpatică se duce și influențează foarte mult musculatura vegetativă din peretele vascular și practic face ca arterele și venele noastre să nu mai fie atât de distensibile pe cât ar trebui. Deci le ține mai încordate și unghiile mai încordate practic trece și presiunea în ele. Da? Deci mai degrabă mai duce la o explicație de asta, care limita de la nivel cerebral se traduce prin relaxarea asta funcțiile arteriale. Ok. Atunci, dacă nu mai sunt întrebări, eu zic că ne putem opri aici și eventual dacă ai vreo propunere pentru emisiunea viitoare. Dacă consider că ar fi ceva, nu știu, care să urmeze, să zicem, logic sau în asociere cu ceea ce am discutat până acum. Că dacă tot am vorbit de lucruri de-astea dubioase, poate am putea să vorbim un pic de alcool. Mm-hmm. Ok, atunci... Să-l vorbim de rău, de alcool. Efectele nocive sau și... în doza potrivită, efecte? Secundare, mine. Eu am țin foarte mult la alcool pentru că e exemplu negativ în consumul de droguri. Mm-hmm. Adică eu când țin cursul pe droguri, vorbesc de droguri, am o discuție pe droguri și o discuție separată pe alcool. Deci îl scot din toată zona asta pentru că e o chestie extrem de complexă. Ea nu poate fi băgată la un loc cu un ecstasy sau cu o ketamină. Da. Adică e cu totul altceva. De asta, adică, da. Dar poate ar fi interesant să facem și o întrebare pe grup să vedem ce vrea lumea. Lumea, din păcate, nu prea, cum să zic... Te invităm pe tine să pui întrebarea. Nu neapărat din păcate, dar lumea... Poate cine știe. Lumea nu prea știe ce vrea.
Înțelegi? Ca să formulez altfel. Nu prea știe ce vrea, dar ar vrea să primească lucruri de care are nevoie, știi, cumva în sensul ăsta. Tu ca specialist, și ca factor educativ, educațional, deci eu consider că ar fi ideea, te și invit să propui subiectele, că ai în mintea ta lucrurile mult mai clar, mai clare, mai cumva, știi? Cred că putem vorbi sau am putea chiar să ne ducem un pic mai departe și să discutăm despre drogurile astea legale. Care ar fi? Care ar fi, pornind cu zahărul și terminând cu alcoolul. Cafeaua, tutunul, da? E, cât de bine se trimite ele în organism. Da, dar ar fi interesant. Se leagă, ele se leagă foarte bine și de, patologia oncologică, toate poveștile astea. Uh-huh. Pentru că pacienții oncologici, din păcate, astăzi mi-a venit un pacient, am râs. Deci am râs, n-am mai râs de mult. A venit un neoplasm operat, ciudățel neoplasmul, dar nu contează, irelevant și spitalul de unde a venit. Și discutând de comportamentul alimentar, ca stați un pic să vă arăt ce am primit de la spital. Suntem în 2021. Doamna a primit o foaie cu alimente permise și alimente interzise în cancer, care era un Xerox de pe o foaie bătută la mașină. Deci de acum 10 de ani. Nu știm dacă era din 1930 sau din 1990, dar invariabil era o foaie bătută la mașină, trasă la Xerox, deja era trasă de atâtea ori încât multe din cuvinte nu se mai înțelegeau, Xerox după Xerox după Xerox, da? Și zicea, uitați ce am primit ca recomandare de alimente. Ce m-a distrat foarte tare, că avea voie pâine prăjită, pâine albă prăjită, dar avea voie carne prăjită. Da? Cred că ar fi benefic o discuție vis-a-vis de nebunelile astea, cu chiar inclusiv alcoolul în cancer, de ce e bun sau de ce nu e bun, dar eu m-aș duce și pe părțile mai puțin bune ale alcoolului. Așa, și să vorbim de celelalte substanțe care sunt inclusiv, adică nu mai vorbesc de sucurile astea energizante care sunt dezastre. Da, întrebări sunt puse frecvent pe grupul Totul despre cancer, despre nutriție, despre ce au voie și n-au voie și din păcate am constatat că sunt mulți bolnavi care au spus ceva de genul medicul mi-a spus să mănânc ce vreau, cât vreau și unul a spus chiar așa că i-a spus medicul, aproape citez, zice medicul a zis mănâncă ce vrei, tu îngrijește-te și ocupă-te de corpul tău să aibă tot ce are nevoie, adică mâncă tot ce simți tu că are nevoie, că eu mă ocup de boala ta. Deci să-mi zice în fața. Până la partea cu eu mă ocup de boala ta, nici de parte de adevăr. Da? Dar mai departe lucrurile sunt diferite. Dar experiența mea mi-a arătat că e foarte interesant ce face organismul care e hrănit corect din punct de vedere energetic în cancer. Foarte interesant. Da? Și am multe cazuri în care hrana corect energetic a adus mult mai multe beneficii decât dietele drastice. Mult mai mult. Dar vorbim... Ok, vorbim atunci joi, rămâne joi 20, cât e azi? 22 plus 7, 29, bine zic. Este da. 29, Geno va fi la tabăra de yoga? Da. Ok, deci rămânem noi doi, băieții. Vă distrați ca între băieți. Ca între băieți.
Da. Mai ales pe subiecte de astea, alcool, fumat, Da. Femei, De ce nu? Eu te invit așa, dacă vrei și să ne saluți, ăstea poți intra și de acolo pe telefon, așa, să ne spui, mă, un pic cum e la tabăra de yoga acolo în munte. Acolo, când a intrat în tabără, e gata, amin, s-a închis lumea, sfera. Nu, nu, dar nu vreau să mă perturb. Da, da, ok, am înțeles. Acolo se meditează, e o chestie serioasă, nu se iese pe internet, nu. Facebook. Ora... Nu prea cred că se combină bine yoga cu alcoolul. Depinde de la ce oră. Eu n-aș putea după niște alcool să fac yoga. Păi normal că nu. Nici nu se mănâncă înainte de ședința de yoga. Ori încep la 8 jumate și mai termin la 11 jumate. Costin, deci, poate o să iau de-abia la 12. Costin, da? poate după niște vin roșu ar merge o tantra yoga sau... Aia poate. Cine știe? Cine știe? Aia să știi că merge și înainte. Nu cred. Nu cred că greșim dacă combinăm o tantra yoga cu niște vin roșu. Da? Combinați că eram cu cine să combin. În tabără acolo, da, nu? Nu avem ore de combinări de astea. Păi, luați niște ciuperci și vedeți ce bine va fi. Ce iese? Cine știe ce idei îmi vin? Păi da. Pădurea aproape, tot. Noroc că suntem în live și nu dau frâu liber imaginației. Bine. Okay. Mulțumesc pentru participare. Eu mulțumesc. Să ne vedem cu bine la an, era să zic, Doamne. Că bine, da. Revenionul peste două zile. Da. Ok, deci joia viitoare, Costin, ne vedem. Vă pup, mulțumesc tuturor. Seară ușoară, numai bine. V-am pupat. Pa, pa. Ok, deci joi 29.07.2021, deci vom avea următorul live, da, cu Costin. Ați înțeles, da, subiectul care va fi această emisiune, acest live. Deci îl veți putea urmări în înregistrare atât pe YouTube cât și pe Facebook. Îl voi încărca și pe grupul și în profilul meu. Ok, și am să vă las și niște link-uri utile, da? La niște legături, da, cu anumite playlist-uri, da, pe care le am pe aceste tematici, subiecte discutate. Ok, mulțumesc pentru atenție tuturor. Puteți să lăsați în continuare, în special aș zice la înregistrarea de pe YouTube, puteți să lăsați comentarii și chiar întrebări dacă aveți în urma vizionării acestui live, dacă aveți întrebări pentru Costin, le puteți lăsa și el vă va răspunde. Poate înscris, poate într-un următorul live. Ok, o las și datele sale de contact de la Clinica Eden Medical, să puteți contacta, da, cei care doriți să programați o consultație, da? La clinică. Ok, încă o dată vă mulțumesc, vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.